Campalistele slătinene și-au trecut în cont la turneul amical Memorialul Constantin Tită de la Râmnicul Vâlcea, pe în lângă înfrângerea din primul meci în fața CSM-ului local, o victorie și un egal. Sportivele antrenate de Victorina Bora s-au impus în fața jucătoarelor de la CS Dacia Mioveni cu scorul de 28 la 24. Ele au încheiat la egalitate meciul disputat în această dimineață cu Gloria Buzău, scor 23 la 23. Victorina Bora s-a declarat mulțumită de evoluția elevelor sale, în special în ultimul meci, în ciuda scorului de pe tabela de marcaj. Pivotul echipei slătinene, dar și al naționalei, Lorena Ostase, a fost declarată cea mai tehnică jucătoare a acestui turneu. În ciuda numeroaselor oferte care vin pe adresa sportivei slătinene, aceasta va continua să evolueze la CSM Slatina cel puțin până în vară, când se va încheia actualul contract.